Tolontan acum. Bună dimineața, Cătălina. Bună dimineața. Bună dimineața. Apropo de TikTok, rămânem în Est. Rămânem în Est, deocamdată, da. Pentru că Estul... pentru mulți ani de acum înainte. Așa. Pe noi toți. Exact, exact, Vlad. Corespondentul Libertății din Moscova, jurnalistul Vadim Vasiliu, a avut o idee, apropo de această dezbatere Est-Vest, să discute cu cineva de la Moscova, un om care este deasupra suspiciunilor de a fi pro-putinist, dar să-l întrebe cum vede el erorile de judecată ale Vestului, lucrurile care nu sunt în regulă în diplomația Vestului din acest moment, în raport cu cetățenii ruși și cu el în calitate de cetățean rus. Și a ales-o pentru această discuție interesantă, credem noi, pe Evgenia Nazareț, unul dintre oamenii care împreună cu colegii săi de la Europa Liberă, este șeful Europei Libere din Moscova, a fost declarat agent străin de către guvernul Putin. Aceasta este o stigmă care este pusă din când în când de către guvernul Putin, pe, nu doar pe jurnaliști, dar și pe oameni de cultură, pe oameni din organizațiile neguvernamentale, așa cum doresc ei, practic. Există niște criterii, dacă primești bani de afară, dacă se consideră că faci politică antinațională, în fine. Dar, de fapt, sunt la bunul plac al regimului. Cum spuneam, ea este jurnalista Evgenia Nazareț, este dincolo de suspiciunea că ar ține cu Putin, dar sau cu regimul Putin, dar e interesant de văzut totuși ce crede un om de acolo, un cetățean rus, despre erorile Vestului, erorile de raportare, lucrurile și mai noi și mai vechi. Apropo, ca oamenii să știe, Europa Liberă este un post american de radio care emite de la Moscova, încă emite, deci nu vorbim despre o Uniune Sovietică, spune chiar și Nazareț în dialog, dar a fost amendată cu numai puțin de 10 milioane de euro pentru că a fost considerată agent străin. Adică, până la urmă, știți cum e, asta era de neimaginat în comunism. Dacă erai agent străin, probabil intrai la închisoare. Nu probabil, sigur, da? Acum ești penalizat comercial. Da. Mai eficient, cumva. Amenda, practic. Mai profitabil. Exact, exact. Ca să câștige statul niște bani. Bineînțeles că n-au bani ăștia. Bun. Dar este un om, atenție, plătit de, practic, de contribuabilul american. Pentru că Europa Liberă este finanțată din fondurile Congresului, care nu aparține, evident, ca și în România, Parlamentului, ci pur și simplu contribuabilului din țara respectivă, în cazul ăsta contribuabilul american. Și am întrebat-o care este principala eroare de judecată, după părerea ei, a Vestului în toți acești ani față de Rusia. De ce s-a ajuns din nou la un conflict de această manieră, aproape un conflict la nivelul războiului. Și răspunsul ei a fost probabil pentru că Vestul a avut iluzia că schimbările din Rusia, chiar începând cu anii 90, sunt irreversibile, intense și practic într-o singură direcție. Ăsta e un lucru foarte interesant pe care credem noi că l-a spus și mergem, acum venim la România, la o temă domestică și foarte fierbinte și aici. Și noi avem, sau am avut, sau poate că mai avem, această iluzie că odată intrați în democrație, mergând spre UE, fiind membri NATO, lucrurile fundamentale s-au rezolvat. Dar într-o democrație nu e așa. Nici răul, dar nici binele nu sunt eterne într-o societate în care cetățenii au dreptul permanent și sunt invitați la dezbatere, la vot, la schimbări, la transformări. Oamenii care ascultă Europa FM cu siguranță resimt și ei ceea ce vreau să spun în continuare. Există în ultima vreme, și o spun direct, datorită, unii zic datorită, cei care votează AUR sau simpatizanți, alții zic din cauza, da? Da. Noi ca jurnaliști trebuie să fim la mijloc. Deci, haideți să spun datorită, să discut despre cei de la AUR. Datorită ascensiunii AUR există o puternică presiune în rețelele sociale, dar nu numai, inclusiv la nivelul străzii, împotriva opiniilor diferite. Adică în momentul ăsta, tu ca jurnalist, ești puternic atacat pe Facebook, pe internet, pe Twitter, în subsolul comentariilor, oriunde, dacă opinezi sau dacă scoți la iveală fapte care nu convin celor de la partidului sau uneori chiar simpatizanților AUR. Oamenii au sentimentul că își au împins trolii să troleze, adică practic să disturbe orice conversație, au sentimentul că făcând asta vor împiedica
se iasă la iveală fapte sau opinii care nu le convin. E, aici, cum să zic, eu vreau să spun oamenilor apropo de democrație, cu experiența de 30 de ani de presă pe care o avem, și presă contundentă, nu presă ușoară, da? Că lucrurile astea le-am mai văzut. S-au mai încercat și niciodată ele n-au reușit. Democrația funcționează precum curentul electric. Trebuie să produci curent electric, n-ai unde să-l depozitezi, în principiu, da? Adică trebuie să produci tot timpul democrație pentru a avea democrație, da? Și suntem obișnuiți să facem asta. Luca, ți-aduce aminte câte blesteme am primit ca jurnalist sportiv, și noi, și tu, și alții, când scriam despre blaturile, să spunem, blaturile stelei făcute de Steaua? Corect. Da? Ok. Sau, și acum se vorbește despre ele cu ușoară nostalgie. Am văzut că domnul Dumitru Dragomir tot face prin diverse zone, că apar pe rețelele de socializare cu ghilimele declarații referitoare la blaturile de atunci, despre care noi ne dădeam de ceasul morții și atunci nu existau practic, dar acum se vorbește cu nonșalanță. Exact. Ne dădeam de ceasul morții fiind stigmatizați când discutai despre blaturile rapidului. Scuze, George. Da? Nu, n-am auzit ce ziceai. Da. Oricum, făcea mai puține blaturi rapidul, infinit mai puține. Dar dacă totuși făcea un blat rapidul și scriei despre asta, era dezastru. Pentru că toți suporterii Rapidului se aveau în cap. A, erau fericiți suporterii Stelei și cei Dinamo. Și invers, și da. Invers. E, jocul ăsta nu ne impresionează. Și o spun și pentru suporterii AUR și pentru suporterii celorlalți, sau simpatizanții celorlalte partide. Pot miza pe faptul că nu dăm nici cu un centimetru înapoi. A mai fost un caz celebru. Sportivele, gimnastele românce, erau întinerite în acte foarte mulți ani, astfel încât să poată participa, deși nu aveau dreptul prin vârstă, pentru că vârsta protejează gimnastele. Nu poți la 12 ani să faci exerciții de senioare. E, totuși noi, deși ele aveau 12 ani, noi le făceam de 14. În comunismul românesc și puțin după s-a întâmplat asta. Bun. Când am scos la iveală lucrul ăsta, al falsificării pașaportelor, la fel, dezastru. Eram antinațional, trădători, atentasem la fabrica de aur, de medalii. Eldoradoul sportiv al României era sub amenințarea unor jurnaliști trădători. Dar oamenii, cum să spun, astea erau faptele. Până la urmă oamenii au înțeles. Revin. Democrația presupune o permanentă implicare. Treaba noastră este să furnizăm faptele ca jurnaliști. Nu ne vom îndoi niciodată de lucrul ăsta, nu ne vom schimba felul de a ne face meseria. Oamenii care ne înjură pot face asta, e până la urmă dreptul lor, mai puțin cu insultele, desigur. Oamenii care sunt înspăimântați cumva și timorați, domne, se va ceda, cei cu valul ăsta de violență sau de ostilitate, pot sta liniștiți. Nu ne vom schimba felul de a ne face profesia. Sigur. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.